dragi prieteni, am să spun și eu câteva cuvinte despre Ioana, despre prietena mea dintotdeauna. Și vreau să spun în primul rând că pe mine nu m-a surprins absolut deloc că Ioana vine acum cu un volum de versuri. De fapt, eu cred că tot ce a scris ea vreodată a avut drept subiect propria ei persoană, pe ea însăși, ființa ei, cea pe care o cunoaște cel mai bine și despre, de care se simte cel mai răspunzătoare, cea mai răspunzătoare. Ori aceasta este una dintre definițiile poeziei. Când scrii despre tine, scriind despre București, scrii despre tine, scriind despre epoci îndepărtate, când scrii despre tine, scriind romane, în care aparent e vorba de alte personaje și de o obiectivare pe care proza ți-o dă, de fapt nu faci decât poezie. Eu cred că Ioana Pârvulescu, ca orice artist adevărat al cuvântului, a scris poezie întotdeauna. De când și-a publicat primul volum de versuri, nu întâmplător debutul ei în literatură, și până astăzi când iată publică un alt volum de versuri. Pentru că, în definitiv, nu există decât o singură artă a cuvântului, care este arta poeziei. După părerea mea, nu există o artă a prozei, o artă a eseului, o artă a criticii literare, o artă a epistolelor sau mai știu eu ce alte tipuri de artă. Eu, cel puțin, ceea ce caut în literatură este poezia. Și aș spune că nu numai în literatură, ci în toate domeniile artei și toate domeniile cunoașterii. Dacă citesc un volum științific, de pildă, mă interesează poezia. Dacă citesc un roman realist, mă interesează poezia și de cele mai multe ori faptul că poezia, nu știu, s-a scurs printr-un colț rupt din romanul respectiv. Eu nu l-am citit niciodată pe Thomas Mann, pentru că știu că Ioana îl iubește foarte tare, decât pentru extraordinara poezie din multe dintre cărțile lui, dacă nu chiar din toate. Nu l-am citit pe Dostoevski ca pe un prozator, l-am citit ca pe un poet. Din Platon, în definitiv, nu rămâne decât poezia, pentru că la vârf, filozofia înaltă și poezia se ating, așa cum se ating și cu geometria, cum se ating și cu matematicile și cu toate celelalte domenii ale cunoașterii. Deci Ioana este poetă cu adevărat în tot ce a făcut, fiind o artistă. Volumul pe care ea îl decupează acum din propria ei minte și vi-l oferă dumneavoastră, este un volum care, la o adică, s-ar putea reduce la o singură pagină, care s-ar putea reduce la un singur sentiment, care este durerea, este suferința. Eu cred că orice poezie, de fapt, se reduce la asta. Orice volum de versuri, oricât de amplu, oricât de dens, oricât de divers stilistic și tematic ar fi, se reduce până la urmă, așa cum spuneam, Alarme, la o pagină care este o pagină albă, o pagină a suferinței, acel trandafir absent din orice buchet. Pentru că suferința, în mod paradoxal, este inexprimabilă prin orice altceva în afară de poezie. Poezia are acest privilegiu de a fi un portal prin care suferința poate fi transmisă de la un om la altul. Wittgenstein spunea că nu poate să ne doară măseaua altcuiva, dar poate să ne doară durerea altcuiva prin poezie. Ăsta este marele privilegiu și este de fapt paradoxul poeziei. Oamenii nu comunică între ei. În tunelul lui Sabato, oamenii străbat niște tuneluri, câte un tunel pentru fiecare, dar care la un moment dat au niște ferestre. Tunelul se limpezește. Și atunci se văd doi oameni disperați, privindu-se prin ferestre, neputând să vorbească între ei, făcându-și doar gesturi disperate. Niciodată unul nu va ajunge la celălalt. Este condiția noastră, incomunicabilitatea conținuturilor noastre interioare. Dar prin poezie se deschid astfel de uși. Și prin poezie putem pătrunde în mintea altuia și putem să simțim suferința. Eu am simțit din plin suferința Ioanei Pârvulescu, a eului liric din poezia ei, citindu-i cartea. Ea nu se ascunde, așa cum o fac toți poeții adevărați. Nu e nevoie să te ascunzi, nu e nevoie să ascunzi suferința în spatele zdrângănelilor de la coada versului. Nu este nevoie să nu spui sufăr atunci când suferi, nu este nevoie să nu spui mă doare atunci când te doare. Tot conținutul volumului
pe versul al Ioanei Pârbulescu, pe care îl avem astăzi în față și pe care îl lansăm astăzi, este un strigăt de suferință modulat în diferite feluri și în diferite forme. Și s-a spus aici atât Radu Pancu cât și Dance Mihailescu, oameni pentru care eu am o admirație extraordinară, au spus lucruri esențiale, au vorbit despre faptul că aici, în acest volum împărțit în 7 mici secțiuni, de fapt Ioana a încercat să își expună nu numai această suferință pentru o mare pierdere, dar ideile despre viață, despre moarte, despre ființă, despre neființă, într-un fel aforistic aproape, la fel ca în anumite cărți care pe noi ne fascinează și ne obsedează, de pildă Cartea Tibetană a Morților sau I Ching sau alte cărți de felul acesta, cărți sapiențiale. Eu cred că această carte a Ioanei este în același timp o carte foarte emoțională, dar și sapiențială. Este o carte care exprimă, prin formulări foarte concise, adevărul obiective, dar mai ales adevărul interior, adevărul emoțional. Fiecare dintre micile fragmente din carte, consună de fapt cu toate celelalte. Eu nu aș citi acum o poezie din acest volum, pentru că ar trebui să vă citesc de fapt tot volumul ca să o puteți înțelege. Este un fel de principiu holografic, dacă vreți, în această carte. Fiecare bucățică, fiecare pagină este o oglindă care reflectă toate celelalte oglinzi. Așa cum stăm uneori între două oglinzi paralele și ne vedem la infinit. Este una dintre cele mai bune cărți de poezie pe care eu le-am citit în ultima vreme și mi se pare că Ioana, de fapt, prin tot ce scrie, nu face decât să-și completeze imaginea de sine. Este încă o bucățică din Ioana interioară pe care ea cu mare generozitate ne oferă. Vă mulțumesc foarte mult!